Aproape 40% dintre români merg la piață pentru fructe și legume. O treime cumpără de la supermarketuri și 16% apelează la micii producători locali, potrivit unui sondaj. Două treimi dintre respondenți sunt dispuși să plătească mai mult pentru produsele autohtone, mai ales pentru că știu că astfel îi sprijină pe fermierii români. Românii cumpără fructe și legume de 2-3 ori pe săptămână, majoritatea de la piață, potrivit celui mai recent sondaj. Jumătate din consumatori preferă produsele românești, iar 2/3 dintre respondenți sunt chiar dispuși să plătească mai mult pentru acestea, sprijinind astfel fermierii locali. Aproape jumătate dintre respondenți sunt dispuși să parcurgă distanțe mai mari pentru a cumpăra fructe și legume românești. Dumneavoastră de unde vă faceți cumpărăturile? Unele găsesc mai ieftine. De obicei apelați la produsele din piață? Vi se par mai naturale? Mai... Păi, n-am fost în piață de 2 luni. Deci preferați să vă cumpărați ce aveți nevoie? Cu ceva provizii de toamnă și acum ce mi se pare mai iau pe aici, pe acolo. Dacă nu mi se pare, nu mai iau. Legume, fructe din piață cumpărați? Am de acasă. Deci aveți din grădină proprie, să înțeleg? Da. Dumneavoastră de unde preferați să cumpărați? De la hipermarket sau de la piață? La marketul. De la market. Considerați că produsele de la market sunt mai calitative sau mai ieftine? Pe ce principiu mergeți dumneavoastră? Nu sunt prea ieftine așa. Nu sunt. Deci să înțeleg că de la hipermarketuri faceți cumpărături. Da, da. Vi se pare mai comod? Da. De la piață cumpărați fructe, legume? Da, la piață, da, da. Mai exact, aproape una din 5 persoane cumpără fructe și legume de la micii producători locali. 42,7% dintre respondenți consideră că produsele românești sunt importante, dar au tendința de a adăuga în coșurile lor și produse importate atunci când fac cumpărături în mod regulat. Doar 5,9% dintre respondenți nu se preocupă deloc de proveniența unui produs. Bine, mi se pare mai corect, și din Penny și din... piață și de unde mi se pare mai marfa mai bună. De la piață ce cumpărați, spre exemplu? Fructe, legume? Da, nu mai e bază nici în fructe și legume de ziua de azi. Deci considerați că nici la piață nu mai sunt produsele atât de calitative? Nu mai. Mulți căutau miere cu viermi înainte, că le așa că e mai sănătoase. Dar acum toate sunt standard, ok. Deci să înțeleg că dumneavoastră cumpărăturile le faceți de la hipermarket. Pentru da, că acolo le puneți pe toate în coș și... Da, da, da. De la magazine mai mult. În piață oricum am văzut acum de dimineață un reportaj precum ar fi înghețate și... Na. Deci considerați că produsele din hipermarketuri sunt mai calitative? Nu, nu neapărat. Oricum sunt mai bune cele de la piață, dar... De la producător, dar dacă ele normal sunt înghețate... Nu prea mai sunt bune. Adică, na, nu știu, eu așa consider. De la piață ce cumpărături faceți de obicei? Varză mai mult și fructe, dar rar când ajung pe aici prin zonă. Majoritatea românilor cumpără fructe și legume de 2 sau 3 ori pe săptămână. Aproape 1/3 dintre respondenți cumpără zilnic fructe, în timp ce un pic mai puțin, 24,4%, cumpără legume în fiecare zi. Mai mult de 10% dintre consumatorii români cumpără fructe și legume odată pe săptămână. Proporția celor care cumpără fructe și legume doar de câteva ori pe lună este neglijabilă, de doar 2%. 5,4% dintre respondenți cumpără rare ori legume pentru că le cultivă ei înșiși. În ceea ce privește fructele, 3,8% dintre cei care au răspuns sondajului consumă fructe din propria producție.